Paul, chi resta uno dei tre cei mai buoni giocatori di lume. Sempre l'ho scosciuto di anni della nascita a lui, e hanno accettato che fosse uno forte importante. Io sono nascuto il 7 ianuario 1916 e ha decedato per 5 iunie 1975. Nu știu, sper că mulți dintre voi ați auzit de el. S-a născut în Estonia, pe vremea respectivă era parte din Uniunea Sovietică și datorită rezultatelor lui foarte bune obținute la turnee prestigioase, mă rog, pe vremea respectivă a început să fie foarte cunoscut și a lăsat foarte mult, ne-a lăsat foarte mult tuturor. Nu numai că a fost un jucător foarte bun, dar el a început să facă și ceva compoziție. Astăzi nu vă voi vorbi despre compoziție și nu vă voi arăta niciuna dintre compozițiile lui. Am făcut mai devreme săptămâna aceasta pe YouTube-ul personal. Mă rog, sunt în engleză, dar v-aș recomanda să mergeți să le vedeți câteva dintre pozițiile, mă rog, studiile create de el, foarte frumoase și destul de, aș zice, unele dintre poziții ar putea fi întâlnite în partide. Știți, este o diferență între compoziția normală, atunci când compunem pentru mă rog, doar pentru frumusețea de a compune, să zicem, și este cu totul diferit să compunem ceva care se ajute pe jucător să și se poată folosi de ideile respective în propriile partide. Iar din studiile pe care am reușit eu să le văd, ale lui Paul Keres, foarte, foarte multe dintre ele mi s-au părut că sunt foarte similare cu partidele, deci jucătorii pot să folosească aceste studii pentru dezvoltarea proprie. Ok, ce altceva? De 5 ori ar fi avut posibilitatea să joace pentru titlul de campion mondial, din păcate, din cauza, mă rog, diferitelor circumstanțe, nu a reușit să facă acest lucru. El, clasându-se pe locul 2 de 4 ori la turneele candidaților, ceea ce, mă rog, a fost cam, să zicem, neplăcut. De asemenea, în lumea, din cauza că a fost un jucător foarte bun și foarte multor jucători le-a plăcut stilul lui Paul Keres, el a fost supranumit al doilea Paul din cauza faptului că sau Paul, mă rog, dacă vrem să folosim pronunțarea românească, primul fiind Paul Morphy, despre care v-am vorbit nu de mult la alta dintre lecțiile mele, sau eternul al doilea, cum ar veni, mă rog. Astea sunt chestii doar de prezentare, pe care de obicei vi le spun la începutul orei. De asemenea, astăzi vreau să fac un anunț, bineînțeles să vă doresc tuturor un an 2016 foarte bun pe toate planurile. Și la șah, bineînțeles, să vă atingeți toate obiectivele pe care vi le faceți, dar din păcate, pentru ceva timp va trebui să opresc colaborarea cu Prologos din cauza faptului că în viața personală anumite lucruri s-au schimbat și este. Mi-am luat și un job nou care este foarte. Mă solicită foarte mult și nu prea mai am foarte mult timp de alte lucruri, de aceea, din păcate, pentru moment va trebui să opresc
Colaborarea cu Prologos a fost o mare plăcere pentru mine să lucrez și sper că v-au ajutat lecțiile pe care le-am făcut împreună. Sper că în viitor să lucrurile să se schimbe și să mai am posibilitatea să am lecții, dar mă rog, deocamdată este foarte dificil pentru mine și trebuie să aleg să-mi aleg prioritățile pentru moment. Sper că veți înțelege și, bineînțeles, că veți continua să mă urmăriți, ori pe YouTube. Voi încerca să continui YouTube-urile, deși nu știu, am avut niște probleme de sănătate, dar, mă rog, o să vedem. Deocamdată cam asta e. Dar, ok, e bine. Totuși, Prologos are un nou antrenor care, nu știu, cred că începe în curând, da? Marele maestru Mihai Ghindă, și sper că o să vă placă toate lecțiile și o să continuați să le vedeți la fel de mult cum le-ați văzut pe ale mele. Mă rog, cam atât cu vorba. Ok, bine, Gio, îmi pare rău că nu ești fericit sau fericită pentru alegerea mea. După cum am zis, anul ăsta este foarte important, 100 de ani, pentru se împlinesc de când Paul Keres s-a născut. Cam atâta am de spus. Dacă nu ești fericit pentru această temă, cu siguranță poți încerca să le scrii celorlalți antrenori și poate ei vor alege personalități mai bune decât am ales eu. Bun, haideți să începem cu Paul Keres. Prima partidă pe care vreau să vă arăt este partida lui pe care a jucat-o la memorialul lui Alehin împotriva lui Botvinnik. Sper să nu vă apară mutările. Cumva n-am văzut exact cum se întâmplă, nu știu dacă se poate schimba cumva să nu vedeți mutările, mă rog. Așa. Avem o siciliană, aici nebun G5, E6, damă de 2. Vreau să vă mai spun că Paul Keres este cunoscut pentru ideea lui cu G4 în siciliene. Mă rog, depinde ce tip de siciliană, despre ce tip de siciliană vorbim. Există idei cu G4, care nu se cheamă Keres, sistemul lui Keres, dar totuși cred că el a fost unul dintre primii care a venit cu această idee. Din păcate nu o să vedem în această partidă, dar cred că stilul lui dinamic sper să vă placă în această partidă pe care am ales-o. Ok, G la F6. Deci, practic, ideea în genul ăsta de siciliene e, mă rog, albul dă perechea de nebuni pe calul din F6, dar îi dublează negrului pionii și asta se întâmplă în mai multe tipuri, cred că și în... Am o problemă câteodată, nu mi-amintesc numele de siciliană de când eram mică, tot încercam să le învăț și tot le încurcam. Dar cred că se cheamă Paulsen, aceea cu E5, și albul tot are această idee. Mă rog, câteodată negrul e forțat să ia cu pionul, altădată are posibilitatea să captureze în F6 și cu nebunul. Dar ideea este următoarea. Dă nebunul de culori negre pentru a avea posibilitatea să, mă rog, utilizeze slăbiciunile negrului pe flancul regelui sau central, într-un fel, pentru că negru va trebui să găsească o modalitate de a face rocada cumva și albul va continua cu F4 și depinde cum va reacționa negru, albul poate continua cu F5 sau cu E5. Deci câteodată sacrificăm și un pion pentru a avea idei de atac.
Vă recomand să mai vedeți și alte partide ale lui Paul Keres deocamdată. Cred că pentru astăzi vom avea timp doar de două partide. El la F6 și, după cum v-am spus, el a avut avea, mă rog, când îi vedem partidele, putem zice că are un stil destul de dinamic, drept care rocada mare. Bun, am dat nebunul de culori negre, dar negru va avea o problemă cu nebunul ăsta din F8. Ce va face cu el? De ce a trebuit negru să captureze cu pionul? Păi altfel va avea probleme cu pionul de 6, da? Deci vor fi idei de cal B5, mă rog. Și de asta negru ia cu pionul înapoi. Acum, să nu credeți că este foarte slab negru cu după gheia la F6, regele va fi foarte slab, mă rog. Dacă negru e atent, lucrurile vor fi destul de ok. Ok, rocada mare, A6, F4. Bun. În această poziție, Mihai Botvinnik a jucat H5. Bineînțeles, ideea e destul de clară. Prima dată oprește orice G4 și în al doilea rând nebun H6. Bun. Vreau să văd ce stil de atac aveți voi. Ce ați jucat în această poziție? Nu a bătut cu dama în F6, pentru că, după cum v-am spus, sunt probleme pe pionul de 6 și ar urma cal de la B5. Și dacă negru se întoarce să-și apere pionul de 6, va urma rocada mare. Iar negru va avea o problemă cu apărarea pionului de 6 și îl va pierde, de aceea negru este forțat să captureze cu pionul G. Bun, haideți să ne întoarcem după H5 în această poziție. Ce tipuri de... Cum continuați atacul cu albul? Sau cum continuați în această poziție? Negru se pregătește probabil pentru nebun H6. Nu nebun C4. Nebun C4, trebuie să fiți foarte atenți când dezvoltați nebunul în C4. Da, Sozinul este cunoscut împotriva dragonului, dar în principiu trebuie să fiți foarte atenți când faceți rocada mare. B5, B4, la un moment dat va veni cu tempo, dublu, da? B5 prima dată cu tempo și după aceea B4 cu tempo. De aceea, deocamdată, albul nu se grăbește să-și dezvolte nebunul în C4. Bineînțeles, aici B5 nu este o mutare foarte bună, este chiar o gafă în momentul de față din cauza faptului că pierdem, da? Deci, nu direct, să nu credeți că vă zic direct. Dar prima dată calea la D4, probabil. Dama la D4, acum trebuie să avem grijă să nu pățim vreun E5 ceva, dar cred că se poate. B5, nebunul va trebui să se întoarcă și acum să vedem ce să zicem. Poate nebun E7 deocamdată, mă rog. Negru a jucat B5 cu tempo, ceea ce, mă rog, e spre avantajul lui. De aceea, Paul Keres nu s-a grăbit să-și dezvolte nebunul în C4. Poate să-l dezvolte altundeva. În principiu, da, știu, avem sacrificii în E6 în siciliană, sunt foarte tipice. Dar după plecarea calului, mă rog, schimbul cailor în D4, nu mai este la fel de... sau poate este, poate aici și cam F5, stați... Bun, deci am zis o prostie cu B5-ul. Ok, voi juca probabil un nebun E7 și tot la mutarea lui Paul Keres va trebui să ajungi la un moment dat. Haideți să ne întoarcem după H5, rege B1.
A fost alegerea lui, albul nu se grăbește. Ce va face negru cu regele lui în centru? Cam asta e ideea, cam asta a fost ideea mea pentru alegerea acestei partide. Ce va face negru cu regele lui în E8? Unde îl va duce? Mai ales acum după ce a jucat H5, va face rucada mică? Nu cred. De aceea albul nu se grăbește, se pregătește cât mai mult. B5 nu este posibil deocamdată, da? Deci, dacă negru la un moment dat vrea să joace B5, trebuie să schimbe prima dată cai. Dar, botvinic, nu vrea să schimbe cai. Vrea ca albul să ia în C6. Cam asta ar fi o idee foarte cunoscută în siciliană. Dacă nu știați, țineți minte acest lucru. În principiu, negru ar vrea ca albul să ia în F6, pentru că atunci, mai ales de pe nebun de 7, că atunci negru ar considera să ia înapoi cu nebunul, da? Și nebunul ar fi pus pe o poziție mult mai bună. Dacă negru este cel care este forțat să ia în D4, albul va trebui să captureze cu dama și, bineînțeles, dama în D4 este mult mai bine plasată decât în D2. Deci ideile astea sunt foarte tipice de siciliană, orice tip de siciliană, Dragon, Paulsen, Scheveningen, mă rog, orice tip de siciliană, cam așa se întâmplă. Cam negru ar vrea ca albul să ia în C6. Chiar dacă negru ia forța să ia cu pionul. Pentru că își aduce un pion spre centru și după aceea va putea pregăti să joace D5 în centru. După cum vedeți și știți acest lucru, în siciliană negru îi dă albului posibilitatea de a avea doi pioni, mă rog, unul central și unul lângă centru și ceea ce încearcă negru să facă e, bineînțeles, să încerce să aibă un atac pe flancul damei, dar acela nu este întotdeauna suficient. Marea lui idee este să joace D5 și oricum poate să o facă, ar trebui să-l joace. Mă rog, acum cu pionii dubli în F6 este puțin mai greu, dar, mă rog, se poate. Bun, rege B1 și aici pot veni ca și ca nebun de 7. Acum, poate totuși, negru ar vrea să ia el în D4 și măcar să-și aducă nebunul în C6. Dar, în principiu, după cum v-am zis, negru așteaptă ca albul să ia în C6, pentru că la un moment dat va trebui să mute dama, să încerce să facă ceva. Iar, dacă o mută, poate atunci negru ia în D4 și albul a pierdut o mutare. De aceea, în această poziție, Paul Keres s-a decis nu să ia în C6, ci să se retragă. O altă idee tipică, nu, cer scuze, nu s-a retras imediat. Prima dată a jucat nebune 2, nebune 2 prima dată ca să împiedice vreo idee cu nebun H6, iar acum la dama B6, acum s-a retras ca al B3. Nu vrea să schimbe nimic, își ține regele foarte bine apărat și să vedem cum continuă atacul. Imediat vă mai pun câteva întrebări personale. Știu că trebuie să selectez training, dar voi nu vedeți următoarele mutări, așa că nu mă deranjează că este pus pe notation. Ok, cal B3. Bun. V-am zis dinainte că negrul trebuie să facă ceva cu regele și rocada mică nu aș recomanda-o. Drept care, Mihail Botvinnik, rocada mare. Ok. Sunt destul de sigur că nu vedeți mutările. Bun. Ok. Ce jucați aici? Cu albul. Ce face? Se pare că regele negru și-a găsit locul spre un loc mai sigur. Nu s-a grăbit cu B5 pentru a putea avea această posibilitate de a-și duce regele pe partea cealaltă. Bun. Ce faceți? Cum continuați? Cum nu zici
zice nimeni nimic deocamdată sau probabil există un delay care, bineînțeles, este puțin enervant, dar deja ne-am știm cam cum merge. Vreau să vă Cal nebun fe 3, Cala 4. Am două idei destul de interesante. O întrebare însă pentru voi. V-ați terminat dezvoltarea? O să-mi răspundeți da. Toate piesele vi le-ați adus în joc cum ar trebui să fie aduse? Răspunsul acela va fi nu. Drept care este un lucru pe care aș vrea să-l luați din lecțiile astea. Da, ne-am încercat să lucrăm cu mari jucători, dar nu numai asta. Un lucru foarte important pe care ar trebui să-l învățăm de la ei și care probabil cumva cu timpul a fost uitat și a devenit mult mai dinamic în zilele noastre. Ceea ce trebuie să țineți minte este că dezvoltarea este foarte importantă și deși câteodată veți juca partide în care dinamismul este foarte important, este mai important decât dezvoltarea, va trebui să vă dați seama ce fel de poziție este. Dacă poziția pe care o jucați sau pe care o întâlniți este o poziție în care trebuie să faceți, să vă decideți imediat la ceva, să faceți un sacrificiu pentru a-l ține pe adversar cu regele în centru, sau eu știu, regele adversarului este slab și dacă mă așteptați multe mutări o să reușească să se regrupeze, atunci bineînțeles că va trebui să faceți lucrurile dinamice. Dacă însă n-ați terminat complet, nu v-ați terminat dezvoltarea completă a pieselor, iar eu când mă refer la dezvoltare completă, nu vreau să zic că tururile trebuie să fie legate între ele și gata, s-a făcut dezvoltarea. Pentru mine dezvoltarea completă este când toate piesele au fost dezvoltate, există legătura între tururi și tururile au fost puse pe cele mai bune poziții, deci au fost mutate, mă rog, dacă s-a făcut rocada mare, de obicei turnul acesta este deja pus pe o poziție foarte bună, dar trebuie să ne gândim și la celălalt. Cala 4 și Nebun F3 sunt de asemenea mutări foarte bune pe care, sincer, și eu aș considera să le joc. N-am nimic împotriva lor, sunt bune, nu e nicio problemă. Dar vreau să țineți minte ideea de a avea mereu toate piesele dezvoltate. Turn H la F1 a fost alegerea lui Paul Keres. De ce pe coloana F? Păi, avem posibilitatea să jucăm un F5 la un moment dat, ceea ce ar fi super pentru alb. Când o să jucăm F5, pionii ăștia dubli vor rămâne slabi și ușor de atacat. De asemenea, când se joacă F5, deci nu direct, deocamdată ne mai pregătim. Dar țineți minte ideea asta cu F5 pentru că se prea poate, și nu vă zic 100% deocamdată, să o fi jucat mai târziu. Dăm câmpul E5, dar, după cum am zis, blocăm acești doi pioni slabi, acolo îi ținem. Și cine știe, dacă negru nu face ceva cu pionul E6, vom lua E6 și negru va pierde pionul F6. De aceea este foarte, foarte important să ne uităm și la adversar, într-un fel, ca să ne dăm seama cu ce fel de poziție avem de-a face și care este planul nostru a la lung. Așa, mutări de atac cu care atacăm piese într-o mutare se mai folosesc, bineînțeles, dar țineți minte, în general, atacurile într-o mutare la un moment dat o să se termine și dacă piesele noastre s-au mutat de la să zicem că aveam o coordonare destul de bună între piese și făcăm mutări de atac într-o mutare pentru a alunga, eu știu, ce piesa adversarului, mă rog, lucruri de genul, după cum am zis, la un moment dat atacurile se vor termina, iar piesele noastre cu siguranță nu vor fi în aceeași coordonare, nu vor avea aceeași coordonare pe care au avut-o înainte. Sunt lucruri foarte importante și poate așa în teorie sună foarte bine sau, mă rog, în practică e mereu foarte greu să le punem în valoare, de aceea
vreau mereu cu fiecare mutare să vă explic ce se întâmplă și cam cum ar trebui să gândiți. Nu că eu aș gândi așa, din păcate, dacă aș fi gândit, pare aș fi fost altundeva acum, dar este important să începem să avem astfel de idei sau măcar să le considerăm pentru viitor. Ok. Spargere cu E5. Spargerea cu E5 nu este ceea ce vrei în această poziție. Prima dată, turnul N1 deocamdată va trebui să mai musne bunul și după aceea turnul va face ceva. E5-ul, ce spargere? Ți iau de două ori și ai pierdut un pion. Trebuie să găsim idei pe care să le putem face, să fie idei care se pot face. De ce F5 este mult mai important decât E5? Se mai joacă și E5, să nu credeți. Credeți acum, da, am zis că E5 nu. Nu, se mai joacă și E5 în siciliene. Ideea pentru care în această poziție F5 ar trebui să fie mutarea pe care vrem să o facem, nu numai pentru a-i stabiliza negrului acești pioni dubli, dar și pentru a-l face, pentru că vor fi. Ce va face negru după F5? Dacă ia F5, ok, luăm înapoi, o să rămână cu pionii aia dubli blocați, va rămâne cu pionul D6 slab, care oricum era slab, nu va mai putea juca niciun fel de D5, iar câmpul D5 îi va rămâne albului pentru totdeauna. La fel se va întâmpla și după F5, E5. Albul va avea câmpul D5 pentru totdeauna. Ok? Este foarte important să țineți acest, să vă amintiți de acest lucru. Când jucați siciliana, ori cu albul, ori cu negru, bineînțeles, cu albul veți vrea să faceți tot posibilul pentru a avea câmpul D5 pentru cal, iar cu negru, bineînțeles, va trebui să alegeți un sistem care, chiar dacă dați câmpul D5, nu e foarte grav. Aici, dacă dați câmpul D5, va fi destul de oribil, nu numai că veți pierde probabil pionul F6, dar toate piesele negrului vor fi practic fără joc. Uitați-vă la nebunul ăsta din F8. După F5, unde se va mai dezvolta acest nebun? Este foarte, foarte important să gândim și pozițional, nu numai tactic. Bun. În această poziție, Mihail Botvinnik s-a decis să facă niște schimburi ca la 5. Bun. Întrebare. Ce jucați acum? De ce cala 5 nu este o mutare chiar așa de bună pentru negru? Încearcă, bineînțeles, să schimbe calul din B3. E ceva ce face. Dar s-a deschis puțin aici ceva. Bun, haideți să vă ajut puțin. Cal D5. Cal D5? Poți să faci tu așa o mutare? Nu cred. Nu cred că poți să joci cal D5 să-l iau. Și când îmi iei în A5, cu nu știu cu ce vrei să-mi iei în A5, îți iau în E4. S-a mai schimbat lucrurile un pic așa. Am luat un pion deocamdată. Am posibilitatea să joc un D5, să poți să-mi iei pionul ăsta dacă vrei, dar măcar o să-mi deschide bunul. Nu cred că, nu cred că asta ai fi vrut să se întâmple în această poziție. Nu cal de 5. Nu suntem pregătiți, țineți minte! Vă gândiți mereu la tactică. Și poate m-a arătat în acest timp cât am orele precedente, da, m-a arătat și idei tactice, depinde pe cine am ales, despre cine am ales să vorbesc. Dinamic, vreau să știți, dinamic nu înseamnă neapărat tactic, sacrificiu.
Înseamnă să-ți dai seama ce tip de poziție este și să-ți dai seama cât de repede să pregătești mutările care trebuie să fie făcute pentru ideea respectivă. Tun F3 a fost alegerea lui Paul Keres și îmi place foarte mult această mutare. Pregătim, poate, turnul să vină pe coloana C la un moment dat. Sau pe coloana D și mai bine, nu, de șasele este slab, da? De asemenea, poate continuăm, nu poate cu siguranță, continuăm să avem idei de F5. Aici negrul a schimbat cai, pentru că asta a fost ideea pentru care a luat în B3. Cu ce capturăm înapoi? Înainte, cala 4, aici, în poziția asta, am văzut că cineva a zis cala 4. Nu știu, aici ai zis cala 4. Toți îl iau. Cu ce e în A5? Nu știu, cu dama, cu calul. Ok, s-a făcut un schimb. Nu cred că este neapărat ceva ce albul vrea să facă, acest schimb. Bun. Ne-am întors. Cu ce piesă luați înapoi? Bun. V-am indus în eroare. Cu aul. Cu pionul A. Nu cu pionul C. Și cu pionul C ar fi fost interesant, dar să știți că după rege B8 nu se va întâmpla mare lucru pe coloana C. În schimb, dacă negru cumva va reuși să schimbe piesele și să intre într-un final, gândiți-vă și în acest fel. Când sunteți puși într-o poziție în care trebuie să vă decideți cu ce pion să iau, gândiți-vă și la final. Să zicem că probabilitățile pentru a intra în final sunt foarte mici. Dacă aveți o poziție clar de atac, unde e clar, adversarul nu va scăpa. Bineînțeles, capturați cu pionul care credeți că vă va ajuta cel mai mult în atac. Dar dacă vi se pare că atacul nu pare așa, adică unde? Cum atacăm? Ce facem? Negru joacă rege B8. Dacă sunteți într-un astfel de poziție, într-o astfel de poziție, îmi cer scuze, va trebui să faceți alegerea care va fi cea mai bună într-un final. Această alegere nu va fi așa de bună în final, pentru că tocmai prin capturarea cu pionul C, n-aveți nimic aici. Majoritatea albului s-a terminat. De aceea este mult mai important să luăm cu pionul A. Bun. Tot rege B8 a fost alegerea lui Botvinnik și e foarte normală. În sfârșit, nu știu care dintre voi zicea lucrul acesta, dar a venit momentul ca la 4. Acum este puțin diferit, pentru că acum, dacă negru ar fi luat în A4, luăm înapoi, ne-am dedublat pionii și am și luat nebunul bun al negrului. De ce zic nebunul bun? Deocamdată pionii nu sunt blocați. Cum știu la acest lucru? V-am explicat deja, nebunul ăsta din F8 va avea o problemă gravă de dezvoltare. Pe aici nu va putea merge deoarece pionul de 6 riscă să fie pierdut. Și altundeva de 5 nu pare să fie. Mă rog, aici, în momentul de față, de 5 ar fi chiar destul de grav, cred că după turn B3, dama va trebui să o mutați în C6, sau mă rog, undeva să țineți pionul ăla apărat. Vă iau aici. Să zicem că luați cu turnul, să nu vă stricați pionii și acum cred că dama e 1. Ideile de nebun F3 nu pot fi. Nu văd cum pot fi oprite de negru. De aceea,
Este foarte important, am la nebunul care ar fi protejat regele negru. De aceea, bineînțeles, după Cala 4, Botvinnic, știm și pe el, da, mare, mare campion, nu a luat calul din A4, ci s-a retras dama 7. Haideți să văd cum înțelegeți voi această poziție, ce jucați acum. Atac la rege nu prea se vede. Până vă mai gândiți, am văzut aici, mi-a zis mulți dintre voi, mă rog, deja am explicat, dar să fiu sigură că faceți alegerile corecte când este vorba de capturarea unui, eu știu, să vă faceți pion dubli undeva și nu știți cu ce pion să luați ca să vă faceți pionii dubli. Încercați să vă gândiți la o balanță și să puneți într-o parte lucrurile bune, pentru a lua cu pionul X și lucrurile rele pentru a lua cu pionul Y. Nu, tot X și după aceea altă balanță X și Y și după aceea vedeți cum se duc lucrurile. În acea poziție, coloana, dacă faceți ceva pe coloană, dacă puteți să vă activizați piesele, în special, bineînțeles, turnurile și regina, dacă puteți să faceți acest lucru, bineînțeles, trebuie să luați cu pionul C. Dar, dacă coloana respectivă nu vă dă niciun beneficiu, nu puteți să vă activizați cu dama în B6 și cu regele în B8, n-ați fi putut și el poate să folosească coloana, atunci coloana respectivă, practic, să nu zicem zero, dar nu are nicio valoare. Valoarea se poate vedea spre mai târziu. Bun, cam asta era. Ok. Turn de 3. T5. F5. V-am zis eu mai devreme că aceasta ar fi fost mutarea foarte importantă pe care albul trebuia să o aleagă. Mă rog, la un moment dat. Să joace F5-ul ăsta pentru blocarea acestor pioni, ținerea nebunului în F8. Și aceasta a fost alegerea lui Paul Keres. Turn de 3 este o mutare tipică, din nou, de asta a și venit cu turnul pe linia 3-a, probabil, să pregătească și această triplare pe coloana D, dar din păcate cu nebunul F8, totuși, negru poate să joace un nebun E7, iar albul nu vrea să sacrifice deocamdată. Și cum continuăm? Adică ce mai facem? Se cam blochează lucrurile. De aceea este important prima dată să jucăm F5, pentru că ce face negru? Deja amenințăm. Dacă joacă E5, v-am zis mai devreme, acest câmp, și dacă nu mai avem un cal, să venim cu calul pe D5, avem alte piese care pot să folosească acest câmp veșnic. Nu numai asta, și această diagonală îi va putea pune probleme negrului, pentru că pionul F7 este slab și F6, bineînțeles, dar F7 e ușor de atacat. În această poziție, mă tot gândesc ce să aleg, dama A5 sau cal C3? Aș alege cal C3, dar să zicem că negru joacă nebun C6 ca la cal D5 să-l ia imediat. Mă rog, nebun C4. Bun, acum cu pionii blocați, negru să zicem că poate să-și dezvolte nebunul H6. Ok, și l-a dezvoltat. Și mai târziu, ce face?
Albul ce va vrea să facă în acest moment este să joace nebun D5, să schimbe nebunul și să rămână cu calul un D5 veșnic împotriva nebunului din H6, care, deși a reușit să iasă, nu face nimic. Stă pe o diagonală și nu face nimic. Nebun F4 nu-l va ajuta pentru că va urma G3. Bine, cu calul un D5 și nebun F4, dacă chiar vreau, pot să-l iau instantaneu. De aceea, după F5, negru începe să aibă mari, mari probleme. Exact. Cal C3 spre ideea de 5, dar și, după cum v-am zis, nu numai cal C3 și dama 5 ar fi fost o altă alternativă pentru a folosi și, mă rog, câmpul B6 de asemenea și îi ține dama în A7 a negrului blocată. Mă rog, F5. Negru a jucat nebun E7. Haideți să vă aud. Mă rog, să văd ce-mi scrieți. Ce jucați aici? Păi luăm în E6, de asta am jucat F5. Dacă negru nu împinge pionul, noi luăm în E6, feia la E6. Și aici? Ce facem? Nimeni n-are nicio idee. Nu? Turnier la F6! Haideți, când a venit timpul să facem ceva tactic, v-ați schimbat. Mi s-a mai întâmplat să arăt asta unor persoane, mă rog, interesate puțin de șah și au mers de la un capăt la celălalt. Ori atacau și sacrificau prea multe piese, ori se uitau prea mult la lucrurile poziționale și uitau de cele tactice. Un jucător bun de șah poate să le facă pe amândouă. Nu numai pozițional și nu numai tactic. Le poate îmbina pe amândouă. Și de aceea l-am ales pe Paul Keres pentru că din partidele pe care le pregătisem să le văd, mai ales pentru că v-am zis anul ăsta se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui, este un nume care merită amintit. Bineînțeles, și noi am avut, poeți foarte faimoși, nu? Și când se împlineau 100 de ani, aveam recitale și lucruri de genul ăsta. La fel și pentru șah. Și de aceea poate nu realizăm cu toții cât de importanți au fost anumiți jucători foarte buni. Bun. Păi da, asta este ideea, că negru nu poate să ia în F6, pentru că acum urmează dama la D6 șah, rege A8 sau rege C8, cam tot același lucru se întâmplă, cal B6 șah, și negru este forțat să dea dama. Bun, avem doi pioni și damă pe trun și nebun. Cred că este suficient pentru câștigarea partidei, nu? Deci foarte, foarte, foarte importantă această mutare turnia la F6. Iar dacă în această poziție negru ar fi jucat B5, probabil albul ar fi continuat un F7,
Să iasă cu turnul din priză, nu putem, nu, că dacă pleci cu calul, ți iau turnul și gata, nu mai e nimic. Și acum la nebune 8, turn G7. Și acum șah. Și o să iau nebunul ăla la un moment dat, cumva. La rege A8, E5. Folosim toate ideile tactice din poziție. Să nu uităm pe aceasta, foarte importantă. Deci cam asta ar fi fost ideea dacă negru ar fi încercat să ia turnul din F6. Dar, totuși, această partidă a fost jucată cu Mihail Botvinnik. Botvinnik a găsit un fel de apărare, mă rog, turn H7. Și deci, mă rog, nu este foarte greu. Avem un pion în plus și o poziție destul de bună a pieselor. Turn G6, B5 a fost alegerea lui Botvinnik, cal C3. Dama C5. Ok, haideți să vă mai las și pe voi aici ce alegeți. Totuși, mă rog, negru are perechea de nebun, să zicem că are ceva compensație, deși nu are. Cum continuați? Turnul ăsta în G6 se pare să fie cam prins, sau nu? Transformați voi această poziție, da, într-un câștig. Nu mi apare că îmi scrieți. Drept care, o să vă dau niște idei. Care dintre piesele albului nu mai stau așa de bine? Și ar trebui să le găsim niște câmpuri mai bune. G4? Interesant. Și dacă ți iau, vrei să iei cu nebunul. Bună idee. Asta dar nu ți iau la G4, să zicem că joc H4. Nebun F3. Alte idei interesante, nebun F3. Dar nu nebunul vrem nu nebunului vrem să-i schimbăm poziția, ci calului din C3. Aici, după cala 2, albul stă superb. Ne uităm la pionul la 6, avem posibilitatea de a veni dama 5, dar și cal pe 4. În principal vrem cal pe 4. Regea 7, cal pe 4. De aici foarte puține mutări au mai fost până la terminarea partidei. Albul este aici. Nu ne grăbim cu turnul G3. Deocamdată turnul stă destul de bine, ține nebunul D7 să-și apere pionul. Turn F8. Acum negru amenință să pătrundă nebun F3. Iar la H4 nu-i permitem negrului să joace H3 să ne submineze nebunul. Deci jucăm noi H3. Turnul iarăși nu e prins acolo. Negru nu va putea să-l prindă nicicum. Cu nebunul F3 contra un om câmpul H5 nu va fi niciun damă H5. Iar nebun E8
pur și simplu luăm pionul, nu există nebun F7 pentru că ne atârnă nebunul ăsta. Nici nu știu cum ar putea negru să încerce să-i prindă turnul albului, pentru că avem și idei de nebun G4, avem cal D5, să zicem nebun D7 în această poziție, cal D3. Dama mută undeva. Da, deci pare ca și cum turnul ar fi prins, dar de fapt nu este. Nu vă speriați prea devreme. Fiți siguri că ceea ce vreți să faceți chiar nu se poate înainte să faceți lucru. Vedeți, verificați toate posibilitățile adversarului înainte să credeți că adversarul chiar amenință, are idei de, nu știu, să vă oprească piesele. Nebun C8, cal D3. Asta a fost ideea, aducerea calului din C3 în D3. Dama C7. Dacă negru ar fi jucat în această poziție dama D4, probabil ar fi urmat, cred că E5. Asta ar fi continuarea mea în această poziție, sau C3, dar mie îmi place E5 pentru că, la fel cum a zis unul dintre voi la un moment dat, e clar, am pus nebunul în F3 cu o idee clară să ne-l deschidem la un moment dat, iar dacă cumva negru crede că după D5 l-a închis, da, l-a închis. Pentru moment, C3, cal F4. Nebunul este închis doar pentru moment, pentru acum cu calul în F4 vor urma sacrificii sau, mă rog, pierderea anumitor pioni aici centrali. Și din cauza faptului că regele negru este foarte, foarte slab, pionii ăștia nu opun niciun fel de rezistență, ba chiar îl ajută pe alb să deschidă poziția mai mult. După cal D3, Mihail Botvinnik a jucat dama C7, iar acum a urmat aceeași idee pe care v-am zis-o anterior, cal F4, iar la turn F6, haideți să vedem ultimele mutări ale partidei. Ce faceți aici cu albul? Nebun G4. Iar la turnul la G6, calea la G6. Practic, negru nu prea are mutări în această poziție. N-aveți ce să faceți. Nebunul poate fi luat și urmează pierderea pionului D6. Deja albul are un pion în plus. Nebunul ăsta nu poate fi mutat deoarece pionul în 6 atârnă, turnul, unde să-l duci, turn G7 sau mă rog, putem intra și dama H6, stați, dama D4, să zicem turn F7, ca să mă rog, să mai încerce ceva, ok. Se capturează pionul instantaneu și pionul D6, și nu este doar un final de turnuri unde să zicem că da, albul o să aibă doi pioni în plus, dar negru se poate activiza și nu mai sunt și nebunii pe tablă. Negru, țineți minte, nu de mult ar fi avut posibilitatea să ia calul ăla din A4. Dar, cum n-a făcut-o, cam asta a fost. Mihail Botvinnik a mai jucat câteva mutări aici după cal G6, nebun B7,
Iar după nebun E6, nebun D8, nebun D5, a schimbat nebunul și după turn F7 vreau să-mi ziceți ultima mutare a albului în această poziție, după care bătrânica a cedat. Probabil o să fie mult mai multe, o să-mi ziceți mult mai multe mutări foarte bune, pentru că în această poziție albul este complet câștigat. Doi pioni în plus, calbul contra nebun rău, regele negru este complet slab. Poate orice mutare câștigă. Nu știu, ori nu mai mi-apar comentariile voastre, ori nu știu ce s-a întâmplat. Ideea corectă în această poziție, mă rog, după cum v-am zis, există mii de soluții. Paul Keres s-a ales E5. E5, după care Mihail Botvinnik a cedat. Cam asta a fost, am crezut că vom avea timp de două partide, dar se pare că au fost, mă rog, mai multe întrebări, au fost niște idei pe care am vrut neapărat să vi le repet. Sper că ați învățat mult din această partidă. Înțeleg că mulți dintre voi ați fi vrut și alți mari jucători, dar vreau să vă amintesc că, deși sunt nume foarte mari pe care le auzim și care au reușit să devină campioni mondiali, gândiți-vă câți dintre noi chiar reușesc să devină campioni mondiali și câți sunt foarte buni, dar le lipsește, nu știu, poate partea financiară, poate nu sunt bine văzuți din anumite motive, poate din cauza faptului că cei care sunt puțin mai buni au conexiuni și încearcă să oprească pe ceilalți de a avea mai mult. De aceea eu am încercat să aleg și alți jucători foarte buni, nu numai campioni mondiali, pentru că deși sunt mare fană unora dintre campionii mondiali, mi-am dat seama, pregătind diferiți mari jucători, mi-am dat seama că și citind despre viața lor, că nu toți avem aceleași posibilități. Deși ar trebui să fim egali, mă rog, nu suntem și nu vom fi niciodată. Sper ca și aceasta să fie o lecție destul de bună și să vă fi dat un fel de, să zic, idee pentru a continua să vedeți partidele și acelora care nu au reușit să devină campion mondial, dar a fost acolo sus în top pentru un timp îndelungat. Iar celor care, mă rog, au plecat dintre noi mult mai repede decât alții, să țineți minte că și aceia au lăsat șahului foarte mult și idei foarte interesante pe care avem tendința de a le uita doar din cauza faptului că nu au fost campioni mondiali. Cam asta am vrut să vă zic și cam asta așa am vrut să închei ziua de astăzi. Vă doresc tuturor un an bun 2016. Sper să fie cel mai bun an pe care l-ați avut până acum, sau dintre cei mai buni pe care i-ați avut și pe care o să-i aveți și în viitor. După cum v-am spus la începutul orei, pentru cei care poate s-au conectat mai târziu, din cauza faptului că am început un nou job și acest job mă solicită foarte mult și din păcate, pentru moment, nu voi mai putea continua colaborarea cu Prologos, școala de șah online, dar sper ca
să continuați să lucrați la fel de bine, să fiți pasionați de șah și de lecțiile celorlalți antrenori care vor continua ca de obicei. Numai bine, la revedere, toate cele bune și dacă aveți întrebări din când în când, bineînțeles, voi încerca să vă răspund cât de bine pot. Numai bine, la revedere!